dragilor, astăzi am plăcerea să vă prezint una dintre cele mai jucăușe și tehnologizate modele ale japonezilor de la Suzuki. Este vorba, bineînțeles, de noul Suzuki Swift. De ce tehnologizat? Asta deoarece că pe lângă toate sistemele de siguranță activă pe care le găsești acum pe noul Swift, avem parte de ultima generație de modele hibride, mai exact Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, ceea ce înseamnă că pe lângă motorul de 1 litru, în interiorul mașinii mai avem o baterie de litiu-ion care împreună cu acest motor reușesc să dezvolte o putere de 120 de cai și un cuplu motor de 170 de Nm, mai mult decât suficient pentru o astfel de mașină cu dimensiunile ei. Ce avem acum nou la noul Suzuki Swift? Mașina este acum mult mai lată, ceea ce înseamnă că avem parte de o stabilitate mult mai bună pe șosea, asta datorită faptului că mașina este mai ușoară și mai rigidă în același timp. În partea din față se observă acum că noul Swift a renunțat la liniile drepte și ascuțite care se găseau pe vechiul model și acum avem parte de un design mult mai rotunjit, îl aseamănă foarte mult cu fratele un pic mai mare, cu Suzuki Baleno, în schimb, din punctul meu de vedere, acesta arată mult mai bine și mult mai jucăuș. Avem parte acum de tehnologie LED în partea de jos a farului, Big Xenon, bineînțeles, atât pe fază scurtă și pe fază lungă. Am avut ocazia să merg cu mașina aceasta noaptea, pe lângă faptul că îți oferă o vizibilitate foarte bună, designul LED-urilor este unul foarte plăcut ochilor și sari în ochii oamenilor oriunde te-ai plimba cu această mașinuță. Un alt lucru bun acum la aceste faruri e că avem inclusiv fază lungă automată, ceea ce înseamnă că în momentul în care ai plecat noaptea la drum lung, este necesar doar să comuți acolo butonul. Designul noului Suzuki Swift se aseamănă foarte mult cu modelele Mini Cooper, ceea ce nu poate să-i ofere decât un mare plus în acest domeniu și sper eu să aibă și un succes cât mai mare în vânzări, pentru că chiar este o mașină care merită să fie accesată de cât mai mulți tineri ai zilelor noastre, care își doresc o mașină cu valențe sportive, dar în același timp să fie și jucăușă și să aibă cât mai multe opțiuni pe ea. Pe lângă formele acestea, la fel ondulate, un pic rotunjite, avem parte de oglinzi cu semnalizare integrată, oglinzi încălzite, oglinzi reglabile electrice și rabatabile electrice. Avem parte de keyless entry și keyless go. Prin simpla apăsare a unui buton putem să deschidem mașina sau să închidem mașina, ne mai fiind nevoie să ținem cheia la îndemână. Avem parte de jante redesenate pe 16 inci, care împreună cu această combinație de culoare cu acest gri o fac să arate și mai bine. Lateralul se vede că are o aliură un pic lăsată aici în jos, duce un pic către un cupe, dar cred că exagerez dacă spun asta. În schimb, faptul că au integrat mânerele pentru ușile din spate aici sus, o fac să arate mult mai interesant în partea din spate, să-i ofere un design mult mai plăcut, mai ales că au reușit să integreze mânerul cu o altă linie de plastic aici, ceea ce îți dă așa un pic impresia că e un cupe. Dacă nu ești foarte atent, ai impresia că această mașină are doar două uși. Un alt lucru care o face să fie jucăușă și mai ales pe placul tinerilor este și noua suspensie. Pe puntea față avem parte de suspensie tip MacPherson cu arcuri elicoidale, iar pe puntea spate avem parte de punte rigide, la fel cu arcuri elicoidale, care împreună cu garda la sol de doar 120 de mm reușesc să țină mașina asta foarte bine pe șosea, iar mai ales în viraje să o facă să se comporte ca o mașină sport. În schimb, această gardă la sol vă poate crea probleme, asta dacă încercați să vă urcați cu mașina pe o bordură mai mică sau să încercați prin spatele blocului, unde se găsesc foarte greu locuri de parcare, să o urcați pe un dâmb, s-ar putea să întâmpinați mici probleme. Deși este o mașină de clasă mică, inginerii japonezi au folosit inteligent spațiul din interior, ceea ce îți oferă și puțin spațiu la picioare și puțin spațiu deasupra capului, iar două persoane pot sta foarte lejer aici. În interiorul și avem un spațiu de depozitare pentru o sticlă de jumătate de litru, geamuri fumurii și, bineînțeles, geamuri electrice. În partea din spate pregăsim două stopuri redesenate
de dimensiune, aș putea spune că un pic cam mari, cred că ar fi mers să fie un pic mai compacte stopurile. În schimb, și acestea au tehnologie LED în forma literei C. Avem parte de cameră video în marșalier, un stop de ceață integrat foarte drăguț aici în centrul bării, în partea de jos, cam așa au majoritatea modelelor Suzuki, ceea ce tind să cred că îi oferă o vizibilitate mai sporită pe timp de ceață. Bineînțeles, aici avem inscripțiile Suzuki, Swift și SHVS Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Haideți acum să deschidem și portbagajul, pentru că totuși vorbim de o mașină cu dimensiuni reduse. Bineînțeles, avem și un portbagaj de dimensiuni mai mici, care are un volum de 265 de litri, în care zic eu că intră lejer aici două valize și câteva pungi. Asta dacă vreți să plecați cu această mașină și într-o excursie mai lungă, deși eu nu tind să cred că această mașină este mai mult pentru oraș, pentru tineri sau, de ce nu, pentru firmele de distribuție care vor să ofere agenților niște mașini de dimensiuni mai compacte cu care se pot strecura foarte ușor prin oraș. Cheia noului Swift este la fel de mică și de jucăușă ca și noul model. Bineînțeles, așa cum v-am spus, avem keyless go, prin simpla apăsare unui buton, am pornit motorul și am plecat la plimbare cu această jucărie, cum îmi place mie să-i spun, o mașină pe care am avut plăcerea să o testez timp de 2 zile și a reușit să mă lase cu un mare rânjet pe față. Așa cum credeți-mă că nu m-au lăsat mașini de poate peste 30.000 de euro. Vă spuneam la exterior că noul Suzuki Swift este mult mai tehnologizat decât vechiul model. Așa că haideți să vedem ce opțiuni avem în interior. Avem parte de pilot automat adaptiv. Menținerea distanței față de mașina din față în momentul în care am setat pilotul automat. Asistență la frânare, asistență la frânare de urgență, avertizarea în cazul în care părăsim banda noastră de mers și sistem start and stop pentru o economie mult mai bună de carburant. Că tot veni vorba de economie, motorul de 1 litru pe benzină cu ajutorul bateriei litiu-ion și cu cutia de viteze în 5 trepte ne anunță producătorul că ar putea realiza un consum mediu de 4,3 litri. E un 2 zile de condus, atât în mediul urban cât și în extraurban. Am reușit să scot puțin sub 7 litri, însă am mers și cu mașina mai tare ca să îi văd într-adevăr performanțele. Performanțe care sunt. Am rămas cu un mare zâmbet pe buze după această experiență cu noul Suzuki Swift. Pe parte de confort, și aici se văd multe îmbunătățiri. Scaunele sunt redesenate, sunt mult mai confortabile, avem parte de o susținere laterală net superioară vechiului model, climă inclusiv cu un display aici central unde ne este afișată temperatura și toate modificările pe care le facem sistemului de climatizare și 2 display-uri. Un display central de 7 inci, unde primim toate setările mașinii, putem să optăm și pentru navigație sau să ne conectăm telefoanele, orice sistem de aplicație ar avea acesta. Iar în fața șoferului, între cele 2 ceasuri de bord analogice, mai avem un display de 4,2 inci, unde aici să spunem că este mult mai jucăuș, ne arată mult mai multe funcții ale mașinii. Începând de la consumul bateriei și respectiv încărcarea bateriei când aceasta decelerează, până la cât anume din putere folosim, atât a cailor putere cât și a cuplului, sau cât de tare folosim frâna, inclusiv accelerația, sau un display unde ne este arătat
centrul de greutate al mașinii și cum anume oscilează acesta în funcție de stilul de condus al fiecăruia. Pe lângă toate aceste sisteme de siguranță și pe parte de confort, părerea mea este că cea mai mare schimbare la noul Swift este pe parte de condus. Mașina aceasta, datorită noilor suspensii și datorită noilor dimensiuni, și anume că ercatamentul este mult mai mare față de la modelul anterior, mașinuța aceasta stă excelent pe stradă. Deci m-am jucat cu ea, cu acești 112 cai. Nu-mi rămâne să zic altceva decât că îți oferă senzația pe care ți-o oferă o mașină sport. Și mai că îmi pare rău că azi nu am fost pe un circuit să-i pot testa adevăratele capacități ale noului Suzuki Swift. Noul Suzuki Swift puteți să-l achiziționați la un preț mult sub 10.000 de euro. În schimb, dacă doriți să achiziționați un model hibrid, un model cu LED-uri, un model cu pilot automat adaptiv, cu asistență la frânare și cu toate sistemele de siguranță și de confort pe care le găsiți în interiorul modelului testat de noi, puteți să-l achiziționați la un preț de doar 14.955 de euro și să aveți o mașinuță cu care să vă distrați în absolut orice zi a săptămânii doriți dumneavoastră.